Nu, aici vreați un comentariu. Așa, aici vreau un comentariu și după aceea vreau să mai vorbim puțin și despre sculpturile expuse acum aici. Deci, să ne spuneți aici asupra acestei religii și acestui colaj. Da. O să-l arătați înainte să-l comentez, deci, nu? Eu, deci, pun fotografii pe comentariile acestea. Da, da. Da, da, da. Deci, este un colaj format din cel puțin trei imagini. Desigur, imaginea principală este această fotografie de grup de la, să zicem, 1920, poate, în care sunt arătați ofițeri din toate armele, din toate armele armatei românești, din toate aviație, marină, vânători de munte, etc. Și sunt îmbrăcați în uniformă festivă, îți poartă cizme super lustruite, după modelul prusac, și în fața lor stă prințesa Elisabeta, la vârsta, să zicem, de 7-8 ani, puțin grăsuță, și care și are cizme. De grup de la, să zicem, nu, aici vreați un comentariu. Așa, aici vreau un comentariu și după aceea vreau să mai vorbim puțin și despre sculpturile expuse acum aici. Deci, să ne spuneți aici asupra acestei religii și acestui colaj. Da. O să-l arătați înainte să-l comentez, deci, nu? Deci, pun fotografii pe comentariile. Da, da, da. Da, da, deci, este un colaj format din cel puțin trei imagini. Desigur, imaginea principală este această fotografie de grup de la, să zicem, 1920, poate, în care sunt arătați ofițeri din toate armele, din toate armele armatei românești, din toate aviație, marină, vânători de munte, etc. Și sunt îmbrăcați în uniformă festivă, îți poartă cizme super lustruite, după modelul prusac, și în fața lor stă prințesa Elisabeta, la vârsta, să zicem, de 7-8 ani, puțin grăsuță, și care și are cizme. Și fotograful care, sau sfătuitorii case regale care au regizat această imagine și-au permis niște combinații foarte strane. Fetița asta grăsuță, foarte serioasă în fotografie, ține într-o mână un pumnal destul de vizibil și în cealaltă mână o măciucă. Și ea, deci, pozează într-un fel de apărătoare, apărătoarea a unei ciurme de oi sau a nu știu ce proprietăți agrare, poate. Pe de altă parte, poartă în jurul gâtului mai multe șiraguri de perle, așa cum Regina Maria le purta totdeauna. Și, deci, este o atitudine de apărătoare, atunci mi s-a părut potrivit, între ghilimele, să combin această imagine cu imaginea grupului de ofițeri, care sunt foarte frumoși băieți și care sunt foarte relaxați și mândri de uniforma lor. Iar totul este înconjurat de o structură de piele care amintește structura cizmelor super lustruite. Fotografia prințesei Elisabeta este una din sutele de fotografii care erau editate de Curtea Regală sau de anumite editori. Anumiți editori care făceau
cărți poștale care erau răspândite într-un tiraj foarte mare. Este deci o carte poștală și prin tematica sau prin felul în care erau fotografiați membrii familiei regale, se căuta atașamentul față de popor. O altă fotografie care este folosită în ansamblul ăsta este cea a prințului Nicolae, tot așa îmbrăcat în ciobănaș cu o bâtă pe care se sprijină, exact cum fac asta ciobanii din Munții Carpați. Știți foarte bine că în momentul ăla potențialul agrar al României era mai mare decât cel industrial, și deci la asta se refereau foarte mulți. Atașamentul casei regale față de populație se arăta și nu numai prin purtarea unui costum național, dar și prin imitarea unor gesturi. De exemplu, Regina Maria țesea uneori sau Elisabeta era într-un război fotografiată și așa mai departe. Ciobănașe, ciobănițe. Sau personaje îmbrăcați. Da. Deci, ciobănașii sunt introduși chiar și în alte fotografii, prin Photoshop, sau sunt... Nu. Nu? Nu. Asta este treaba extraordinară. Deci avem o... Doi ciobănași, acolo, introduși în grup de femei, care cred că sunt introduși prin Photoshop. Nu. Din alte fotografii. Nu. Vă asigur că nu este așa. Situația a fost extraordinară că în acest grup al costumelor, între ghilimele, am găsit un subgrup de, cu fete, femei tinere, costumate în ciobănaș. Uneori am o explicație, de fapt o singură dată am o explicație, și anume este o fotografie de grup a unei clase de fete și mă închipui că vreau să facă o demonstrație de dansuri populare și atunci aveau nevoie de băieți. Și în loc să se ducă la școala de alături, la școala de băieți, s-au costumat ele. Deci am zeci de fotografii în care femeile, fetele, copii, chiar copiii de 6-7 ani au fost îmbrăcați în ciobănaș. Nu am o explicație vie, adevărată. Nu este. Fotografii de grup cu trei ciobănași, aceștia nu sunt introduși. Nu, vă jur, uite aici inima mea, n-am cruce, dar una, două. Păi vezi ce bine sunt introduși, ce bine sunt plăcut. Uite. Dar sunt evidențiați prin Photoshop și poate de asta... Da, asta, eu le-am evidențiat când se scotea, asta e adevărat, le-am pus căciulele, le-am colorat căciulele. Așa sunt învățătoarele, se vede clar că nu sunt învățătoare de țară. Niște cucoane rafinate. Bă, și din nou, fotografie de grup cu doi ciobănași de data asta, aici, care sunt unul, de asemenea, da, evidențiați. Da. Păi asta e subtema, ca să spun așa, de aceea. Da. Și astea, vezi, de exemplu, aici sunt toate fete și aici mă refeream la dans. Probabil că aici. Dar numai, vezi, fete. Numai fete, dar și alta este numai fetițe de 6-7 ani. Asta este altceva, aici sunt numai... Da. Și astea nu... Astea nu sunt ciobănaște, astea sunt profesori de la școală cu gulertare și așa mai departe. Unde e nota? Da. Acum ar trebui să facem o referire la sculpturile care sunt prezentate în cadrul acestei expoziții. Împreună cu fotografiile, v-ați gândit la ceva care le reunește sau pur și simplu a fost o ocazie de a avea o expoziție? Nu, le-am în cap. Da? Nu, da, în cap. Bine. Poate. Desigur, ponderea poate principală și la propriu și la figurat
în această expoziție este grupul sculpturilor. Deci eu am studiat sculptura la București, la Academia de Arte, Institutul Nicolae Grigorescu, cum se zicea pe vremea mea, din 55 până în 61. Dar eu niciodată nu m-am văzut numai un sculptor în fier, un sculptor în marmură, un sculptor în lemn, un sculptor în sticlă, în sare. Eu de la început am lucrat în foarte multe medii. De exemplu, grupul enorm de mare și de succes al lucrărilor comune cu fosta mea parteneră, soție, Riții Iacobi, nu este expus aici și el este în mediul textil. Dar, pe de altă parte, această expoziție trebuia să aibă un caracter retrospectiv, pentru că acele enorme reliefuri textile, care unul are câte 20-30 de metri pătrați, nu au găsit loc în această expoziție. Nu a fost conceptul curatoarelor, nu a inclus asta. Cine știe, la altă ocazie, putem să arătăm și lucrurile alea de anii 60, 70, 80. Deci, în expoziție avem mai multe subteme, ca să spun așa. O temă principală, mai ales din ultimii 10-15 ani, este cea a sculpturilor constructive. Constructive, asta înseamnă că urmăresc ca scop un fel de teză, să zicem așa, să caut frumusețea pură a formei geometrice. Este o frază care există în cercul sculptorilor constructivi. Aici e vorba de grupul inelelor suprapuse și intercalate și mai ales de grupul coloanelor pe verticală, nu? Și pe orizontală. Este o sculptură foarte mare care reprezintă o pereche de coloane culcate. Cu totul că aceste sculpturi sunt abstracte, ca să spun așa, sunt forme geometrice, ele desigur se referă la niște conținuturi sau au conținuturi. O coloană din totdeauna, din timpul egiptenilor și mai departe, a exprimat totdeauna marcarea unui loc, marcarea unei prezențe, a unei urbi, a unui popor, a unui oraș. Sau încercarea la care se referă și Brâncuș când spune că sculptura lui este și ca o antenă spre univers care recepționează și emite. Deci, după mulți ani, după ce am văzut sculptura extraordinară a Coloanei Infinite, m-am putut ocupa de această temă și cred că fără să imit ceea ce a făcut Brâncuș, am putut să pun câteva accente personale în grupul de 6 sau 7 coloane câte sunt expuse aici. După aia, în expoziție se găsesc sculpturile memoriale, mai ales un model foarte marcant la începutul expoziției în afară, care este un spațiu memorial, se mai cheamă și 20th Century Memorial. Funcționarea, între ghilimele, acestui spațiu este ilustrată și prin câteva imagini construite la calculator. E vorba de un spațiu subteran destul de mare, imaginat la 20 pe 10 metri, pe 6 metri înălțime, în care, printr-un grilaj pătrunde soarele, iar spectatorul se găsește în interiorul acestui spațiu și în 10-15 minute el vede cum acest grilaj care se formează peste spațiul interior se mișcă și pur și simplu simte cum timpul trece. Este vizualizată foarte clar această trecere fără întoarcere. După aia am un memorial dedicat contelui de Stauffenberg. Este unul din puținii care au opus, care au avut o opoziție față de figura lui Adolf Hitler și care a încercat să-l ucidă și care, din păcate, nu a reușit să facă această treabă. Deci, legată de personalități, dar legat și de ideea de amintire. Mă preocupă, bineînțeles, o formă total diferită de
sculpturile clasice de tip secolul XVIII-XIX, în care cineva stă pe un cal călare, și astea poate și au funcțiile lor, dar pe mine asta nu m-a interesat, ci sunt mai mult concepționale și în orice caz caut o formă nouă. Asta mă interesează foarte mult, primordial de fapt mă interesează și în fotografie și în sculptură să găsesc o formă originală. Dacă nu am reușit să găsesc să fac o sculptură bună sau o fotografie bună, atunci înseamnă că ori ideea nu se potrivește cu mediul respectiv, ori da, nu este reușită. Desigur, conceptul în aceste sculpturi care au o aparență abstractă, dar ele au un conținut, un concept. E foarte greu de definit, de vorbit de o formă perfectă. Ce înseamnă o formă perfectă? Poate la Brâncuș, în unele din sculpturile în care căuta o formă absolută, perfectă, ca cea a oului, de exemplu. Acolo se potrivește acest termen, dar pe mine mă interesează o formă originală, personală, care să fie o sculptură personală și interesantă. Personală în sensul ca să nu semene cu alte sculpturi. Nu? Ca individualitatea mea să fie reprezentată în această sculptură. Vă mă mai întreb, care dintre poveștile românești vă plac cel mai mult? Și de ce? Dar avem o poveste preferată. Sunt foarte multe povești. Sunt foarte multe povești, de exemplu, și din glumele românești. Dacă eu le povestesc în Occident, adesea pur și simplu nu sunt înțelese, pentru că sunt așa de legate de specificul acestor locuri. Dar mie îmi plac, eu mă amuz singur și nu pot să citez acum niște povești, dar îmi sunt prezente. Este foarte probabil ce spuneți. Acestor sculpturi ale mele nu se poate. Nu, da, m-am gândit, bineînțeles, foarte des în ce măsură acest impact al meu de 3 ani de zile va avea un ecou numai în România sau poate în țările din jurul României. Găsesc totuși că unele dintre imagini
trec peste acest specific quasi local și prin atractivitatea sau prin imaginea care sper să fie interesantă și pentru alții, care în primul rând se uită la imagine și după aceea caută un conținut sau o interpretare. Deci sper să fie câteva din ele care îndeplinesc aceasta, care trezesc interesul unui public universal. Dar nu am încercat asta, nu știu. Și la urma urmei am fost decis să fac asta pentru această expoziție care are loc în cea mai bună cameră a țării, aici în acest palat, și la urma urmei restul ombele. Amândouă lucrări au fost create de-a lungul la, de exemplu, memorialul pentru Contele de Stauffenberg. Starea lui finală și-a găsit-o abia după vreo 8 ani de zile, în care am avut tot felul de alte variante. Deci sticla asta groasă care este acum plasată pe acel troc, ca să-i spun așa, pe acea formă de granit, de 6 tone. Varianta asta este una din multe alte variante. E un proces foarte complex care nu se poate exprima relevant în asta. Și totdeauna un artist, când își autointerpretează lucrările, are ceva caragios. Poate am fost și eu un pic caragios astăzi, că am mers relativ departe. Dar, în fine, sunt lucruri inexplicabile, sunt lucruri emoționale, dar uneori când...